Dacă nu vrei să-ți iei 8 îndatorii ca amicu, cumpără jocurile de pe Neba și folosește codul sălbaticul pentru 3% reducere. Au, salut amicii mei cei mai frumoși și cei mai drăgălași și bine v-am regăsit la un nou episod din Forza Horizon 15 alături de prietenii mei. Prezentați-vă, vă rog. Da. Sunt Mickey. El e Mickey, celălalt e cam Donald, că nu cam se mai aude decât se vorbește așa cam pe nas, că e răcit. Și eu la fel, dar nu mai contează. Salutare, apăsați și voi like și haideți să vă spun ce facem astăzi, băieții. Sunteți pregătiți? Nu. O să facem în felul următor. Eu o să dau multe spinuri ca am. Și am nevoie ca nu mai am bani. Da? Ați înțeles? Da. Voi stați aici până eu dau spinurile și dați și voi, dar dați doar un spin, că nu vreau să fiu nenorocit. Eu îmi aleg orice mașină îmi pică de la spinurile ăștia multe, voi vă alegeți mașina aia de... Da. Înțeles, da? Nu înțeles nimic, am înțeles. Deci dați un spin și eu dau mai multe spinuri. Deci până acum am un Audi RS, nu mersi. Da, eu vreau să fac Lamboveneno! Bă, să fie cumva o coincidență că mi-a picat această mașină. Mamă mie, mi-a dat Bugatti Chiron. Jură-te. Da. Minte asta. Mamă, ce mașină mi-o picat. Bă, dați-mă dracu de aici de nesimțiți. E bune. Asta ce se explică? A? Una cam legendară, amice. Și ce se explică un Phoenix de camera? Băieții ăștia vă-și bagi joc de mine în cazul în care nu realizați. Știți, bravo, amici. Bă, era să fac performanța să iau 3 claxoane din același superiorism, ești bun? Bă, 3. Bă, ce faci asta? Îmi dă două mașină gratis. Da, mulțumesc. Nu mă ciocnic un Golf. Hai, băieți, hai că facem și noi bani puternici. Dacă vom veneno ăla, oare cât o costă el? Cred că costă ceva. Bă, știi ce pică mâncavaș? Da. G63 MG 6x6. Pe bune? Vezi că e șmecher ăla. 100 Forza Ton Points, mersi. Ia stați amice, că băieți. E belea. Da, bă, 6x6 ce pică, e ia să vedem. A, după da, nu v-am spus, că facem cam din aia cu sus, în jos, cu stânga, în dreapta. Eu sunt sus, jos, stânga, dreapta. Cum adică? Adică da. Da. E limpede? Instrumentele... De la S la... Păi vest. Oooo, ia ghiși ce mi-a picat! Băieții, în același spin, McLaren F1 și Pagani Huayra F. N-ai cum. Eu amici, vezi că-s cam luași bani. Bă, amici, vezi că e bine, bine, ce, ești nebun? Și vezi că nici nu dă mai pagani, trebuia să o vinzi. Bă, frumoșilor, oprim puțin acest episod pentru a vă spune despre deschiderea unei noi comunități și anume Felas. Ca să o spun pe înțelesul tuturor, e un fel de GTA 5M, dar cu noi sisteme unice și interactive, ca de exemplu marketplace-ul tip OLX, unde poți să-ți vinzi produsele, iar dacă nu-ți permiți să scoți o fetiță în oraș, îți poți amaneta loganul sau da o spargere la bancă. Astea și multe altele o să le găsiți pe Felas, eu cel puțin deja am câteva idei de episoade super. O să las primul link în descriere și Discord-ul lor pentru cei interesați, iar dacă vreți să ajutați cu propuneri sau cu testarea, cel mai probabil o să primiți și funcții la deschidere. Așa cum am spus, dacă vreți să aflați mai multe, aveți primul link în descriere Discord-ul. Vă pup și vă las cu videoclipul în continuare. Păi, dar nu aveam. No. Nu feu. Am doar Huayra BC. Ia cât costă asta, 6x6? Bă, băieți, îmi făcui pârți și-mi vine acolo. E ieftin aici, bă, e 300 de euro. Amici, zici că se fășe la aștia căcăfel. Ziseai că făcui pârți și că vine acolo. Taci din gură, nenorocit. O, astea sunt 4 no, spinuri. Nu, eu cred că e cam bine să-și cam schimbe chiloții. Păi, cred și eu. Iar era să iau Pagani Huayra F, dar nu mi-o dat. Îi am de-abia de 4 zile. Amice, bă, dar câte spinuri mai ai, amice? Amice, mai am câteva, de ce? Și acum vine aia care sunt hater. Legumă n-are bani să schimbe chiloții. Amice, doar super spinuri dădui. Că da, eu nu te duce de mult, amice. Buză proastă de-a noastră. Da, ei n-au auzit. Mai am doar vreo 6 amice, cred. Ia să vedem. Da, nu mai vrea să-mi dea nimic, băieții. Iar luar ăia, bă, toate iaurturile din Lidl, n-am văzut așa da, bă, ceva. Da, bă, seară, n-am păi nu, bă, amice, nu trebuie să mergi joi. Bă, ce, joi se bagă? Boxurile. Pe bune? Pe bune vorbesc. Dar și ce, joi se bagă mai multe sau ce? Păi atunci primesc. Ah. Vedeți că a început săptămâna americană la Lidl de astăzi. Pe bune? Ce înseamnă asta? Le-aș mechere sunt acolo, amice. Ia te duci. Burgeri, macarone, cănele, amice, cam viața cu lui. Băi, de bun. Păi îmi cumpăr. Ele așa, gen, cu două feluri de brânză. Amice, o găletușe de aripioare. Da, americane din alea, știi? Gata, băieții, am terminat.
Haideți să vedem. Bă, 5 milioane de cârâ și ia să ne uităm ca și mașinunțe, că fură câteva chiar șmechere. Păi Craiovița are ce să mănânce decât iaurturi. Bă, nu mai vorbim o ură de timp. Păi așa e. Vin, ai, bagă juice și după aia zice mănâncă iaurt. Hai, lasă-mă. Păi și ce ai, bă, cu iaurtul? Măclară, nu-mi dă iaurtul. Cu iaurtul n-am nimic, am cu juice-ul. Ia uite, bă, știți cât e măclară nefunul? Și nici cu ăla n-am, dar amice, am cu aia care nu recunosc. Amice, 15 milioane, amice. Măclară nefun. Amice, bă, tu ești nebun? Face și tu și cu ăla, că deja nu mai pot, că fac pe mine. Uite, mă, și bese-te acolo liniște. Păi aici pot să fac, trebuie să mă duc la toaletă. A, scuze, frate. Păi oricum, ăla durează puțin, bă, din Aston. De la shop, măcar nefun. Ia să ne uităm. Oh, nu. Ce durează F1 GT ăsta, mi pare. Ăla, mă, din Aston Vest. Asta e mașină. A, asta facem, de la Est la Vest. Păi și poți mă duc la toaletă? Dacă, păi cât stai? 5 minute maxim. Hai, du-te că termin eu ce m-am aici și vedem după. Auction car. Ia stai amice. Nu vreau să văd, băieți, vreau să văd cât pot să o dau. A, nu, mă lasă doar 3.400.000 să o dau. Păi și pe mine, că mă uitai acum. Bă, amice, dar și mai luai în Lambo Veneno, unde e ăla? Nu mi-l dai și mie cadou, fotut mulți bătii. Ce, Lambo Veneno? Nu. Îmi faci mie cadou un Lambo SVG. Păi de unde să-ți fac amice cadou, ești nebun? Din banii tăi, nu te dracu. 3.300.000 și ăsta. Bă, taci, că, deci amice, în total din astea, dacă ar fi să le vând 3 milioane cu 3 milioane, 6 milioane, cred că se dau cu 3 milioane, nu știu sigur. În jur de. Și cu încă vreo 4 milioane, vreo 10 milioane, afară de restul mașinilor, mai bat jocuri de leloi. Da, și stai că mai luai și... ce mai luai, mă? Pagani. A, bă, cât de fugă hâiși ca pală mână, opă. Bă, amice, și tu trebuie să îl spui din nou, că dacă nu știi? Bă, nu, eu îl știu oricum. Ia zi, amice, ce urmează după L? M. A, bă, cât de fugă hâiși ca pală mână. Da, e dreptate, amice. Nu, grumeam că pe asta le știam. Da. Ce urmează, amice, după capa? După capa? A făcut de... L. A? L. Da, e dreptate. Ce urmează, amice, după Z? Măt. Da. Băieții, a fost destul de ok și n-am deschis decât super spinurile, mai avem vreo, cred că vreo 60-70 de spinuri normale, dar le păstrăm pentru un alt episod. Cred că o să luăm, ce ziceam, ce să iau eu, Veneno sau McLaren pe F1. Cred că iau Veneno și McLarenul îl păstrez pentru o cursă din ailaltă mai barie. Da, așa o să fac. Revenim când se întoarce Legman de la WC-ul. M-am răzgândit, o să tunem întâi mașina, că până vine ăla, na, poate el o are tunată deja, cine știe. Ce zisei? Lambo, da? Zisei că iau Veneno-ul ăsta. Bă, am înțeles că ar fi ok și Veneno-ul ăsta, ce să zic. Acum, na. Păi stai, dacă facem de aia lungă. Nu facem mai mici lungă, facem de la est la vest. Nu e lungă aia, ce-i? Amice, a mea este lungă, să știi. Păi, nu știu ce să zic, amice, eu n-am încredere în tine. Nu, că văd până nu cred. Adică nu cred până nu văd. Așa, e clar că e 4x4. Ne băgăm. Da, eu așa aș zice. Mama, asta o să fie praf. Mâncați așa pe episodul meu pe GTA. Adestez. Nu știam că familia opet adăpostește copiii străzi în casă. Aoleu, ce nenorociți. Acum, na. Au și ei dreptatea lor. Rally, da? Bă, nu pare prea bună pe off-road, dar până la urmă e un hipercar sau supercar. Bă, ăsta e hipercar sau supercar, amice? Ce? Veneno. Hiper. E hipercar, nu? E foarte... Bă, dar nu are 990, bine că nu am alea puse. Ia cu roțile, dacă le puneam de ăsta. Nu, tot nu are 990, bă, what the fuck? Dubios? Ești nebun? Și peștele băgăi. Da, în orice caz revenim când se întoarce și legumosul. Da, am revenit, legumă cam miroase la fund, a, dar... Rostul este... ăla e est, nu e vest. La... nord, sud... Dreapta e estul? Nu, da. E prost. E prost. De la est la vest. Prost!
Bă, cu cine ai făcut geografia, pișatule? Era să-i dau acum... Hai, veniți, răzi, băieții. Hai, eu, că n-am făcut și eu. Pe plajă, mă, pișam aici pe voi, dar plaja din dreapta. De la est, așa. Și puneți la XP-ul ăla de la El Arco de Cabo San Lucas, sigur. Da. Dai ce? El Arco stânga de tot, vezi că e un rahat din ăla, așa, pșt, unde avem casa de pe plajă. A, la XP-bordul. Da, 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 da. Era să mă teleportez. Nu, nu, amice, nu. Ai răbdare, amice, cum? Așa. Ai răbdare, pișatule, ce ești? Amice, cum ai zis? Stai, ce? Ia, și își lua legum acolo. Își lua Bugatti, bă, se chiar își pică. Se pică, de normal. Jură-te. Stai, stai, ești de bun la cap. Da, de mi-am mai vedine. Băieții, ce trebuie, bă, stai, mă, bă, de ce te dai, mă, mai în față? Hai, 3, 3, 2, 1 și... Bă, 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 încercați off-road, nu autostradă. A, băieții, eu nu pot să conduc cu mașina asta, recăcați. Bă, nu autostradă, băieții. Hai. Păi, nu mor. Amice, ce merge așa repede de tine? Nu avem 3 perspective, nu? Nu. Aha. Hai, salut, băieți! Băi! Eu da, mă trolează. Amazoniană. Mâncați așa, mi-arată nu știu ce mașină de... de o găsi. Maică! Își bate joc de mine, ești nebun? Și noi de tine. Bă-mi bagă animație! Știu, las că eu sunt prin jungla amazoniană, nu te feri. Eu dă lui 3 pom la rând. Eu nu cred așa ceva. Dar vedeți că eu nu-l ai drop pe stradă. Păi uite, amicul, ce merge pe stradă, pișeam aș pe el! Amice! Am făcut o stradă, măti, ia uite! Băi, ce te simțit? Aoleu! Lasă-mă, fut! Bă, stălbatic, nu mai pe stradă mi-ar să pun acolo, ești nebun? Uite! Ce să mai zic, bă, legumă, că de mine ești bătut joc, căcatul ăsta de joc! Da, o mamă, ei, de treabă! Amice! Vezi că l-a chiar minte, jur! Amice, tu o lași cumva pe stradă? Nu, că... Ca să merg cu ea pe... Păi eu știu, amice, aparent. Păi și de ce nu o lași prin junglă atunci? Când o lași tu? Uite, mă, băule, tot prin junglă lui. Bă, lasă vrăjeala, o lași prin junglă. Băieții, eu am un mare dezavantaj, legumă e lângă mine, dar nu știu cum. Dacă eu zic că ăla mers pe stradă, să nu mă crezi. Amice, tu chiar mergi pe stradă, nu? Amice, amice, vezi că strada asta... Amice, strada asta din junglă, tot stradă e. Amice, uite-te, parcă unde mergi, uite, boule. Uite-te pe filmare, uite-te pe filmare. Uite pe hartă. Nu știu pe unde mergi tu, Alice, lasă-o dată să faci. Ce mașină ești de bun, la cărți și aici. El vă zic cum mergea fix pe lângă stradă, sălbaticule, dacă mergea fix pe lângă stradă, genul de nu spom și nu ăla, că e șocă. Așa, se nimeri acolo, boule. Bă, se nimeri așa, vreo... 30 de metri, cum se nimeri? Așa, se nimeri. Stați un pic, că nu văd nimic în jungla la Amazon. Ia uite, dacă traversa acum strada, ce? Mamă, e barfai din față. Dă-i în el, dă-i în el, te rog. Hai, amice, dă-i în el, să fiu și mai egal. Să-l vadim că e o nenorocită ta. E un pic. Că nu mai suport. E, nici chiar așa. Bă, nu mai suport. Amice, vezi că ăsta nu prea te mai suportă. Mamă, cât a pomul! Bine, să-l aud de la sală, că știe, că face, că sparge, că trece și încolo, să-l aud de la un pișat. Da, salut! Se uită legumă la mine cu admirație. Nu-i dau și un sfat. Hai, bă! Dar nu-i mai putut schize către mine, amice. Ce? Eu merg înapoi. Cum adică? Păi așa vrea mașina. Băi, eu-l porni, da. Pentru o secundă am văzut impresia că nu am filmarea pornită. Normal. Pișeam aici pe ei de solar. Mamă, ce mă duc, ești nebun? Da, n-am fost să scap de aici, băieții. Era sigur. Bă, priviți partea bună a lucrurilor. Mamă, ce merge ăsta prin off-road, dă-l-o morții, măsii. Cu când mergeam aici prin off-road? 100, 100 și... Mamă, cum scăpai de pomii acolo, nu știu. Ăsta nu era pom care trebuia să dau în el, bă. Da, salut. A, scăpai. Ia, ajuns să-i la templu, mai iași. Ha, 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 oleu. Amice, tu câți kilometri mai ai? Bă, 10, după 3. Mamă! Eu sunt șoim un zburător! Lași că dădui într-un cimitir acum, am învățat. Bă, dar greu cade ăsta, bă! Voi ați sărit vreodată foarte mult în sus? Nu, că nu știu să sar. Cred că zburai vreo 15 secunde lejer. În realitate, n-am avut cam plăcerea de ce. N-ai avut, da? Bă, de unde ești conștient că n-am mers numai pe drum până acum? Bă, să știi că și pe mine mă bat un pic de lucru, ceva. Nu ești prost că nici nu mersi! De data asta chiar nu, amice, acum trebuie să înțelegi că iar zbor, bă! Deci nu iau pe autostradă, mă, băieți. De ce ești de bun?
Bă, eu am mașină care e făcută. Hai mă, că dacă îți dau așa, îți dau mai rapid din partea asta. Dacă îți dau mai rapid, mamă, un garaj, nici un pom, ăla e. Știu că pomii ăștia sunt și intenționat aici, să-mi faci picioarele. Cred că e unul care, efectiv pe unde ieșea de pe drum și ăștia de la pom. Punea pom. Și punea pom acolo, vorbesc nu, n-ai cum. Bă, eu mai am 8 km jumate. Că nu văd nimic, am nimic. Bă, dar lasă-mă, că ăia sigur e o lară pe drum. Nu ai pe drum absolut deloc. Absolut deloc, nu ai pe drum. Păi nici eu, bă, dobitocule, ce? Dar nici nu călcai asfaltul, lasă-mă pace. Da, eu îl călcai o țură când venea gen perpendicular. Da, da, îmi s-a răzut când venea. Ce mă, bă, amice, te zic. Și sunt puțin ce sunt. Bă, eu sunt pe filmare. Ca la cafea, jucăie și astăzi nu știu eu păda nimic. Și am ajutat. Să ne pierdu meciurile aici. Eu am pus-o-i tămâie, nu am ipul. Da, vezi că eu am pus-o-i singurul idomeciu care l-o ies. Nu am ipul, adică să-l bat. A, eu am pus-o-i tămâie. Bă, câte meciuri nu v-am cărat. Și eu și când nu fac mare lucru, tot fac multe. Meciul n-ai îmbrăcat. Nu mai zici. A, măleu. Dar cu cât mergi pe aici, să vadim aici? Acum cu nimic, că dădui în pom. De ce? Că merg cu 250 până prin deșertești, bă. Bă, de unde ai tu, mă, 250 în deșert? Bă, ce pui mașina de off-road, mă, cala? Și ce? Cum adică și ce? Eu merg cu mai mult, merg cu mai puțin, merg cu 270, merg cu 290, merg cu 250. Cât mai ai, amice? Deci zisă 3, după aia instant mai zisă 2 și acum are 1 km. Băi da, că am zis tot să actualizăm. Bă, dă-l încolo. Bă, da, cât de mult să actualizăm, amicul, e de mult. Eu nici nu știu pe unde o lua, amicule, cum, că eu nu-l văd. Bă, da, să-l bat acolo, pe drum, când auzi. Bă, ce vreau să-l dau live pe la mine? Bă, mai nu văzui! Luăm tot autostrada, ești nebun la rând, ce ai? Amice, așa am făcut și... Amice, dă-i de jurat, amice, dă-i de jurat. Da, îți dau de jurat. Da, ție îți dau de jurat, că tu ești ăla care o luași pe după ăsta. Da, ia, ia, să văd, ce auzi. Ce? Dacă te juri și tu, mai jur eu. Dacă te juri și tu, că nu mi-a adus și acuzația falsă. Și vedeți că eu așa văzui. Ajută, ce văzui, mă, du-te dreptul de aici, de chiorul drept. Hai bă, că nu puteam să dau. Ajuns așa, amice? Eu nici nu-l văd, ești nebun? Eu știu. Bă, nu mi-apare. Nu, nu apare, normal că nu apare. Stai acolo pe stradă, ești nebun, dispărut de aia. Bă, amice, unde căcat ești? Uite, mă, pe acolo, pe toată, uite, pe la mine acum amicul e la vila aia. A, acum te văd, da. Eu nu știu pe unde e la ăsta, legumă. Nimeni nu știe. Vreți că ajung înaintea lui, amice? Bă! Uite că nu-i capat, mă uit? Da, vezi? Da, mă ia prostul. Te ia. Taci! Aha. Stai că și eu sunt handicapat. Uite la aici, hai, hai. Văd două la punturețe. Bă, care ajunge primul pe la mine, bă. Să fie... Sigur, amice. Treaba. Și care dă-n mine, hai. Primul. Care mă lovesc primul? Bă! Cine a ajuns să primul? Eu ajuns să primul, amice. Păi da... Știu că... Ăla că am trecut, dar să fie la unul doi înapoi. Păi de unde... Da, amice, l-a luat pe stradă legumă. Nu, bă, ești nesimțit. Că prea se plimba, amice, se plânsă tot meciul și după... Păi după aia mersă mai cu 350 la oră pe unde, ăsta. Nu înțeleg pe unde-l luă el, amicu, că eu fusă în continuu. Pe partea asta, eu nu înțeleg pe unde-l luă pe handicapul ăsta. Nu știu pe unde-l luă. Pe stradă. Pe stradă. A, pe autostradă, amice. Lasă. Da. Amice, băieții, jurate că nu lași pe autostradă. Amicu, nu mai merită șaurma pe care voiam să o iau dacă nu trișa. Bă, ești prost! Ce urât face la șaurma? Nu, amice, gata, calmează-te, amice, că nu-ți dădeam oricum. Cam sau să fii pe episodul. Uitați de like, papa.